Ce face un om care și-a luat o vacanță într-un loc exotic pentru a se proteja? Cine îl informează și care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă și cu cât timp înainte? O vacanță exotică trebuie pregătită dinainte. După ce traseul este bine stabilit, următorul pas este consilierea medicală, adresarea către un centru internațional de vaccinări. MedLife Băneasa are un asemenea centru internațional de vaccinări, unde îi se poate stabili schema de vaccinare pentru țara respectivă, chimioprofilaxia împotriva malariei și consiliere privind minimizarea riscului legat de înțepăturile de diverse insecte. Perioada optimă pentru ca vaccinurile să-și facă efectul și să apară anticorpi, practic scopul oricărui vaccin, asigurarea protecției împotriva anumitor boli, este cu aproximativ 4-6 săptămâni înainte de plecare. Pentru că există vaccinuri care se administrează într-o singură doză, dar și altele care se, mai ales cel pentru hepatita B, care se administrează în mai multe doze și e nevoie de mai mult timp pentru instalarea protecției. Din păcate, din totalul celor care pleacă în străinătate, doar 40% dintre ei se adresează unui centru internațional de vaccinări, iar dintre aceștia, cam 20% vin cu 14 zile înainte de a pleca. Deci, un interval relativ scurt pentru pregătirea unei călătorii internaționale. Scopul prezentării este și de a te proteja, de a primi în schimbul administrării vaccinurilor un carnet internațional de vaccinări, care este un carnet stabilit, a cărui structură este stabilită de Organizația Mondială a Sănătății în cadrul Regulamentului Sanitar Internațional, care este valabil din 2007, carnet în care sunt înregistrate toate vaccinurile impuse pentru destinația respectivă și care trebuie alăturat pașaportului și prezentat la intrarea în țara respectivă. Pentru că sunt vaccinări obligatorii pe care le stabilește Organizația Mondială a Sănătății și altele sunt vaccinări opționale recomandate pentru destinația pe care și-a ales-o persoana. Și care ar fi, să zicem, principalele vaccinuri care se fac? Principalele boli Sau... care se pot fi prevenite prin vaccinare este, în primul rând, febra galbenă. Deci, OMS-ul are o grijă specială pentru febra galbenă. Este, practic, și singurul vaccin obligatoriu din lume. Se face pentru cei care călătoresc în Africa ecuatorială și subecuatorială și în partea de nord a Americii de Sud, inclusiv în Brazilia. Alte boli care se pot apărea în timpul unei vacanțe într-o zonă exotică este malaria, hepatita A, hepatita B, febra tifoidă, febra denga, febra chikungunya, bolile cu transmitere sexuală, bolile diareice, tuberculoza, meningita meningococică. Lista poate continua. Sunt foarte multe boli. Rabia este iarăși destul de frecvent întâlnită în destul de multe țări și unele țări solicită la intrare și vaccinul antirabic. Pentru cineva care merge să lucreze, să zicem, nu știu, minim 6 luni, nici nu știu ce interval se dau, trebuie repetate vaccinurile? Există un... Unele da, altele nu. Dacă pleacă în Africa,
pentru o perioadă de 6 luni, atunci se face obligatoriu vaccinul pentru febră galbenă, vaccinul tifoidic, vaccinul pentru hepatită A, hepatită B, vaccinul, un rapel pentru polio, dar valabilitatea lor este în general cam în jur de 10 ani. Singurul care este cu valabilitate mai scurtă este vaccinul tifoidic, care este valabil doar 3 ani. Deci dacă repeți, dacă mergi din nou în țara respectivă, trebuie peste 3 ani să repeți administrarea vaccinului. În afară de vaccin, ce ar mai trebui să facă oamenii? Există medicamente, să zicem? Ce? Din păcate, pentru malarie, o boală extrem de răspândită în lume și în care intră și ea în supravegherea Organizației Mondiale a Sănătății, nu există vaccin până la acest moment. Iar pentru că este destul de cuprinde suprafețe destul de extinse și din Asia și din Africa și din America de Sud, se aplică o chimioprofilaxie, deci se administrează tablete. Tabletele sunt de mai multe tipuri și alegerea unuia sau alteia este în funcție de durata sejurului. Pentru sejururi mai scurte alegem medicamente care se administrează zilnic, pentru că e mai ușor de administrat, iar pentru sejururi mai lungi se administrează medicamente cu ritmicitate săptămânală. Pentru că dacă stai 6 luni, e greu să administrezi, să-ți iei zilnic terapia pentru malarie. Și în afară de chimioprofilaxie pentru malarie, noi consiliem pacienții care se adresează Centrului Internațional de Vaccină de la MedLife pentru protecția împotriva înțepăturilor de țânțari. Este foarte important pentru că sunt foarte multe boli care se produc în urma înțepăturilor de țânțari. Nu numai malaria, ci și febra denga și febra galbenă și chikungunya, toate sunt produse prin înțepătura țânțarilor. Deci grija călătorului este să se protejeze împotriva înțepăturilor de țânțari, prin aplicarea de soluții repelente pe piele, printr-o îmbrăcăminte adecvată în timpul zilei, adică destul de acoperitoare, cu haine deschise la culoare, ușoare, dar cu mânecă lungă, cu pantaloni lungi, iar pe zonele care rămân descoperite, față, gât, mâini, glezne, se aplică soluții care conțin insecticid și care alungă țânțarii. De asemenea, îi consiliem pentru menținerea sănătății, pentru că frecvent se întâmplă să apară diareea călătorilor. Și atunci apa trebuie să fie consumată îmbuteliată, să existe o igienă foarte riguroasă a mâinilor înainte de mâncare, după folosirea toaletei, să nu se achiziționeze mâncare de la vânzătorii ambulanți, fructele să fie bine spălate și decojite, alimentele să fie bine pregătite termic, să nu fie carne în sânge sau mușchi de medium făcut, laptele pasteurizat, deci să existe o siguranță a alimentului.